Teoretic, Ion Creangă, municipiul Chișinău. Activează în sistemul educațional din anul 1998, acumulând un stagiu de muncă de 17 ani. Studiile obținute în domeniul educațional au fost inițiate la Școala Normală Vasile Lupu, ulterior Universitatea de Stat ale Rusor din Bălț, după care Institutul de Științe al Educației. Din anul 2012 este magistru în științele educației, iar din anul 2013 deținătoare a gradului didactic superior. În această perioadă a reușit să fie un exemplu veritabil de înalt profesionalism, om al acțiunii, de slujire demnă a intereselor sistemului educațional. Doamna Baltac posedă abilități, competențe și cunoștințe deosebite, capacități excepționale. Performanțele dumneavoastră sunt reflectate și în finalitățile concursurilor. Locul întâi la concursul pentru cel mai reușit proiect al orei de dirigenție la modulul Cultura Comportamentului Etic, mai 2010. Locul întâi la concursul pentru cel mai reușit proiect al orei de dirigenție la modelul Formarea abilităților de explorare și planificare a carierei, mai 2012. Titlul Dirigintele anului, concursul municipal, ediția 2012. Este de remarcat responsabilitatea și profesionalismul, viziunea clară și corectitudinea în realizarea sarcinilor în calitate de executor al proiectului de parteneriat educațional instituțional Școala Casa Cuminului, autor de blog profesional al minuțele clasei 1.